La fel ca anul trecut, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport organizează tabere școlare pentru copii în vacanța de vară. Calendarul și prețurile au fost stabilite deja. Elevii care vor să petreacă o săptămână la mare trebuie să plătească sume cuprinse între 410 și 540 de lei de persoană. Taberele la mare sunt organizate în stațiunea Eforie Sud. Elevii vor fi cazați în complexul turistic Briza Mării. Complexul se află la o distanță de doar 100 de metri de plajă. Direcția Județeană pentru Tineret și Sport va organiza și 3 tabere de limba engleză, care se vor desfășura la Balea Budului din Bacău. Costul sejurului nu depășește 560 de lei de persoană. Pentru relații suplimentare, rezervări și înscrieri, puteți suna la numărul de telefon 0746 22 4433.